desfășurare. Nu este exclusă varianta sinuciderii. Colega mea, Gabriela Mihai, ni se alătură cu mai multe informații. Gabi, te ascultăm. Am găsit, incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 4, atunci când polițistul angajat în cadrul penitenciarului din Arad a fost găsit de colegii săi împușcat în cap. Cel mai probabil că acesta s-a împușcat cu pistolul din dotare în timpul programului. Ei bine, la fața locului se fac cercetări în aceste momente pentru a stabili cauzele exacte ale acestui incident și pentru a vedea și ce l-a determinat pe polițist să recurgă la acest gest. Important de menționat este că acesta lucra în cadrul penitenciarului din anul 1999 și nu avea baterie disciplinare, susțin cei din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Mai mult decât atât, o ultimă evaluare psihologică i-a fost făcută în noiembrie anul 2018. Gabriela, mulțumim pentru informații. Primul lot din vaccinul antigripal a fost deja epuizat. Dacă în unele farmacii din țară vaccinul nu se mai găsește, în altele nici măcar nu a fost adus. Medicii de familie spun că abia fac față cererilor venite din partea pacienților, dar reprezentanții Ministerului Sănătății au explicat că dozele cu acest tip de vaccin se aduc în 4 tranșe la anumite date. În majoritatea cabinetelor medicilor de familie, vaccinul nu se găsește. Deocamdată, noi nu am primit vaccinul. Direcția de Sănătate Publică ne-a anunțat să ne programăm pentru ca să ridicăm un prim lot din dozele de vaccin antigripal. Am întrebat pacienții către farmacii. A fost un prim lot de vaccinuri antigripale pe care farmaciile l-au avut și l-au epuizat. Așa că oamenii care au nevoie să se vaccineze împotriva gripei încă așteaptă, iar mulți dintre ei vor fi nevoiți să scoată bani din buzunar pentru a fi imunizați. Oricum, programul național de vaccinare și vaccinurile pe care noi le primim în cabinete nu vor putea acoperi întreaga populație a țării care dorește să se vaccineze. Programul Ministerului Sănătății se adresează categoriilor de populație cu risc crescut. Reprezentanții Ministerului Sănătății au venit cu explicații în privința situației critice. Vaccinurile se aduc în mai multe tranșe. Ministerul Sănătății a făcut un acord cadru pentru 4 ani și a fost asigurat necesarul de vaccinuri, inclusiv posibilitatea suplimentării numărului de doze bugetată din economii. În ultimii 2 ani, numărul de vaccinuri achiziționate a crescut constant. Anul acesta au fost achiziționate 1.500.000 de doze, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății. Partea bună este că tot mai mulți oameni vor să se vaccineze antigripal, iar populația este mult mai informată. Anul trecut a fost epidemie de gripă, iar 138 de persoane au murit, cu 9 mai mult decât în sezonul precedent. Încă un om a murit din cauza infecției cu virusul West Nile. Este cel de-al 7-lea deces și s-a produs în județul Olt de la începutul lunii iunie și până în prezent au fost înregistrate 64 de cazuri de infecție cu acest virus. Cele mai multe cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost în județele Călăraș, Constanța, Iași și Tulcea, iar cele mai puține în Botoșan, Dolj, Ilfov, Prahova, Vaslui, Suceava și Satu Mare. Specialiștii recomandă populației să se apere pe cât pot de mult de țânțari, să poarte îmbrăcăminte cu mâneci și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice împotriva țânțarilor și să îndepărteze recipientele de apă stătută, chiar și gunoiul menajer. Riscul de îmbolnăvire severă și deces este mai mare pentru persoanele de peste 50 de ani sau cu deficiență imună și din păcate, până acum, 7 pacienți nu au mai putut fi salvați. Atenție, principala cale de transmitere la om rămâne înțepătura de țânțar. Virusul nu poate fi transmis prin contact fizic, precum atingerea sau sărutul, și practic orice persoană, indiferent de vârstă, înțepată de țânțar, este predispusă la infectarea cu virusul West Nile. De la începutul lunii iunie și până în prezent au fost înregistrate 64 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Au apărut primele imagini cu conflictul care a avut loc într-un club din Timișoara, conflict în urma căruia un tânăr de 29 de ani ar fi fost înjunghiat de fiul lui Sile Cămătaru. Agresorul este căutat acum de polițiști în întreaga țară. Acestea sunt primele imagini cu scandal.
scandalul dintr-un club de manele din centrul orașului Timișoara, în care ar fi fost implicat fiul lui Sile Cămătaru. Scandalul ar fi început după ora 4 dimineața, când un tânăr de 29 de ani, băut, ar fi vrut să intre în club, potrivit site-ului opiniatimisarei.ro. Mai mulți indivizi și administrator al localului, care ar fi iubita fiului lui Sile Cămătaru, au încercat să-l împiedice. Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se poate observa cum femeia insistă ca el să iasă din clădire. Bărbatul o ia însă la un moment dat în brațe și aproape o pune la pământ. Cei din jur intervin pentru a-l calma, dar tânărul devine și mai agresiv și chiar îi trage o palmă tinerei. Pe un alt bărbat îl lovește cu piciorul. Individul a fost scos din club, iar acolo a intervenit fiul lui Sile Cămătaru, Alberto Balint, care l-ar fi înjunghiat în piept, după care a dispărut. Tânărul rănit s-a urcat într-un taxi, dar cum pe drum însă i s-a făcut rău, a sunat la 112. A fost preluat de un echipaj smurt și dus la spitalul municipal. Acolo medicii i-au cusut rana și au decis că poate pleca acasă. Polițiștii care anchetează cazul încă îl caută pe fiul lui Sile Cămătaru. În trecut, Alberto Balint a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Tatăl său, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, este încarcerat la penitenciarul Mioveni. La un pas de tragedie, un autocar plin cu nuntași a ieșit de pe șosea și a ajuns pe câmp în județul Buzău. 6 oameni au fost răniți. Martorii spun că accidentul s-a produs din cauza vizibilității reduse. 13 județe din sud-estul țării au fost sub avertizare cod galben de ceață. Accidentul s-a produs în jurul orei 6:30 în dreptul localității Smeeni. În zona s-a circulat greu din cauza ceții, vizibilitatea fiind sub 20 de metri. La un moment dat, într-o curbă, șoferul a pierdut controlul autocarului și a ieșit de pe șosea. 6 persoane cu vârste cuprinse între 24 și 58 de ani au suferit vătămări și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În zona respectivă a fost întâlnit fenomenul de ceață, așadar s-a circulat cu dificultate, sens în care le recomandăm în continuare conducătorilor auto să reducă viteza pentru prevenirea implicării în evenimente rutiere. Mai multe echipaje de salvatori au ajuns imediat la locul accidentului. 6 persoane cu vârste între 24 și 58 de ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul nu consumase băuturi alcoolice. Meteorologii au emis duminică mai multe avertizări cod galben de ceață, fiind vizate 12 județe și capitala. Traficul rutier s-a desfășurat greoi pe mai multe drumuri județene. Până la sfârșitul săptămânii viitoare vom vorbi tot de o vreme în general frumoasă, exceptând însă nopțile și diminețile, când ceața va persista local în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Izolat Iajul face prezența și în restul țării, mai ales în depresiuni, dar e vorba, cum vă spuneam, principal de nopți și dimineți, pentru că după amiezele vor fi tot călduroase și tot cu temperaturi care frecvent să depășească 20 de grade. Accident teribil și în Mehedinți. Doi tineri au scăpat ca prin minune după ce mașina în care se aflau a zburat de pe șosea în apropierea vămii Porțile de Fier 1. După ce tinerii au fost transportați la spital, cel care se afla la volan a încercat să fugă. Accidentul a avut loc în apropierea vămii Porțile de Fier 1 pe drumul național 6. Șoferul a încercat să facă o depășire periculoasă, deși din față veneau alte mașini. A acroșat un autoturism în care erau 4 oameni, după care mașina a ieșit de pe șosea și a ajuns pe șinele de cale ferată din apropiere. Se îndreptau spre casă, împreună cu colegii mei, și a venit mașina BMW-ul ăsta și a venit cu cel puțin 150-200 km la oră. Era să o moare pe alții în fața noastră, a intrat în noi. În urma impactului puternic, autoturismul s-a făcut praf. Din fericire, toți pasagerii implicați în accident au fost preluați de ambulanță și duși la spital. Îngrozit de ce a făcut, șoferul vinovat a fugit de la spital, de sub ochii supraveghetorilor, însă familia l-a adus înapoi. Polițiștii au deschis o anchetă, iar tânărul care a provocat accidentul este acum cercetat penal. La această oră are loc o nouă rundă de discuții între liderii PNL pentru formarea guvernului. Vinerea viitoare se împlinește termenul de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să ceară votul Parlamentului pentru executivul nou constituit. Între timp apar noi variante pe lista cu titularii unor ministere stabilite de premierul desemnat Ludovic Orban. Alina Sorocean ne spune mai multe. Bun găsit, încep deja discuțiile la Partidul Național Liberal, din nou discuții pe programul de guvernare și formarea executivului. Asta după ce ieri președintele Klaus Iohannis a fost prezent aici la o ședință
care ținea, avea ca temă campania electorală. S-a discutat atât despre modul în care acționează partidul în această perioadă în campanie, dar și despre măsurile economice ce urmează a fi luate de guvernul condus de Ludovic Orban, dar și despre lista cu miniștri. Potrivit surselor, Ioan Cupșa este în continuare favoritul Partidului Național Liberal pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, deși până acum se mai vorbea și despre o variantă de specialist pentru acest portofoliu. Gabriel Andronache ar putea să fie secretarul general al guvernului, iar la sănătate se discută despre Horațiu Suciu, este un cardiolog care, medic cardiolog care ar putea să preia acest portofoliu. Robert Sighiartău este în continuare opțiunea lui Ludovic Orban cea mai bună pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și la Ministerul Apărării Nicolae Ciuc ar putea să preia portofoliul, iar la externe Bogdan Aurescu. Sunt mai multe nume care se mai analizează pe celelalte portofolii până săptămâna viitoare, până miercuri cel puțin se vor mai face analize, vor mai fi discuții și cu societatea civilă. Vor fi reluate negocierile marți cu partidele din opoziție, astfel încât marți-miercuri să existe deja un răspuns final dacă partidele susțin guvernul condus de Ludovic Orban, iar pe joi, cel mai probabil, Ludovic Orban va veni în Parlament cu lista miniștrilor, dar și cu programul de guvernare. Iar mai apoi se va face un program pentru vot. Vom vedea ce vor face social-democrații, pentru că, potrivit unor surse, vor încerca să amâne calendarul pentru votul de încredere, astfel încât guvernul să nu obțină voturile necesare. Incendiul de ieri de la sala de sport din Timișoara ar fi fost pus intenționat, arată primele date ale cercetării pompierilor. 32 de oameni au fost evacuați din clădirea care a luat foc. Din fericire, flăcările au fost stinse la timp, așa că incendiul nu s-a extins. Imediat după stingerea focului, pompierii timișoreni au făcut anchetă la fața locului. Aceștia susțin că toate indiciile duc la o aprindere intenționată, cu alte cuvinte, la o mână criminală. Colegii mei, împreună cu colegii de la poliție, au stabilit cauza probabilă a incendiului ca fiind lăsirea intenționată a sursei de aprindere. În continuare, colegii de la poliție au deschis o anchetă și vor efectua cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Și proprietarii sălii de sport spun că focul ar fi fost pus intenționat. Aceștia au publicat un punct de vedere pe o rețea socială în care susțin că sala ar fi fost incendiată la comanda unei persoane care ar fi vrut să discrediteze afacerea. Un incendiu la sauna unei săli de sport de pe Bulevardul Cetății din Timișoara. Au ars echipamentele, scaune și ce mai erau în saună, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrat. Incendiul, din fericire, nu s-a extins. Colegii mei au intervenit în cel mai scurt timp. Cei de la ISU Banat au trimis la fața locului 13 subofițeri și două auto speciale de lucru cu apă și spumă și două echipaje smurd. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Detalii șocante ies la ivale după accidentul de mașină în care a murit un procuror din Teleorman. Bărbatul era procuror în Roșiorii de Vede, dar și martor într-unul din dosarele lui Liviu Dragnea. La fel și soția magistratului, rănită grav în același accident, potrivit ziarului Capital. Procurorul Valentin Paraschiv ar fi fost unul dintre martorii cheie din dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. De asemenea, soția magistratului ar fi martora acuzării și cea care a depus mărturie împotriva fostului lider al PSD, scriu jurnaliștii de la Capital. Femeia este în stare gravă după accidentul produs în urmă cu câteva zile aproape de turnul Măgurele. Mașina condusă de ea a intrat într-un tractor care transporta baloți de paie. Soțul femeiei, procurorul în vârstă de 53 de ani, a pierit pe loc. Bărbatul lucra la parchetul de pe lângă judecătoria Roșiorii de Vede. Am revenit la știri. Accident mortal cu mașina Serviciului de Protecție și Pază. Un om a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu mașina SPP aflată în misiune. Accidentul s-a produs pe drumul național 1 în județul Brașov. Bărbatul care a murit avea 73 de ani. Un angajat SPP a fost și el rănit. Mașina
condusă de un angajat SPP se deplasa pe DN1 în direcția Brașov, iar la trecerea prin localitatea Timișul de Jos, un autoturism a ieșit de pe un drum lateral și a intrat în coliziune cu cel al SPP, se arată într-un comunicat al Serviciului de Protecție și Pază. În mașina model BMW condusă de un angajat SPP nu se afla niciun demnitar. Autoturismul circula regulamentar când i-a apărut în față mașina condusă de un șofer în vârstă de 73 de ani, care a vrut să întoarcă printr-un loc nepermis peste linia dublă continuă. Bărbatul a murit, iar angajatul Serviciului de Protecție și Pază a fost și el rănit. Surse din cadrul SPP spun că agentul se află în afara oricărui pericol. Oficial, SPP transmite condoleanțe familiei celui decedat. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Pur și continuă să bage spaima în unele localități aflate la poalele munților. Animalele au atacat o stână de oi din Bistrița Neseud de două ori în numai 24 de ore. Anterior, o ursoaică și doi pui omorâseră acolo 10 de mioare și un câine. Urșii au coborât în toiul nopții la stâna din satul Șiu Sfântul din județul Bistrița Năsăud. Cu o noapte înainte o atacaseră prima dată. Alertat și acum de lătratul câinilor, fermierul Florin Purcea nu s-a mai încumetat însă să iasă afară singur. Omul a chemat paznicul de vânătoare, dar acesta nu a mers să îl ajute, așa că a apelat la poliție și la jandarmi. Spune că nu poate să facă uz de armă, că e intravilant aici. Să vină până aici, acum a uitat azi noapte și se vinze și dar știi Florin, zice că nu pot să tragă. Noi suntem aici ca să nu fie un pericol pentru... Dar nu poți să vii fără mașină. Până la sosirea echipajelor, câinii au fost cei care au alungat urșii. Speriate, multe oi au fugit până pe drumul național 17, care traversează satul. Două mioare au fost însă ucise de fierele pădurii. Ferma atacată de urși se află aproape de grădinița din satul Șiu Sfântu, așa că oamenii de acolo se tem pentru copiilor. Încă de anul trecut, silvicultorii Asociației de Vânătoare Ursul Brun au făcut demersuri să poată vâna, dar până acum nu au primit niciun răspuns. Recent și localnicii din municipiul Brașov, dar și cei din Predeal au fost puși pe jar de o avertizare roalert, prin care erau anunțați că urșii agresivi dau târcoale prin zonele lor. Autoritățile le transmit cetățenilor care sunt martori ai unor astfel de situații să apeleze la 112, să nu încerce să intervine pentru îndepărtarea urșilor și să evite pe cât posibil contactul direct cu animalele pădurii. Direcția Națională Anticorupție a declanșat o anchetă de amploare la Ministerul Culturii. Procurorii au cerut toate contractele de pază, consultanță și servicii de întreținere semnate din ianuarie 2014 până în prezent. Direcția Națională Anticorupție a cerut de la Ministerul Culturii toate contractele încheiate în ultimii 5 ani care privesc achiziționarea serviciilor de reparare și întreținerea unor echipamente, potrivit G4media.ro. De asemenea, procurorii sunt interesați și de contractele de consultanță în domeniul ingineriei și construcțiilor și de modul în care s-a făcut controlul echipamentelor tehnice de pază pentru sediul central al instituției aflat la clădirea Bibliotecii Naționale. DNA a făcut acest demers în 9 octombrie, cu termen de predare a documentelor până pe 18 octombrie. Procurorii anticorupție nu au explicat însă de ce au solicitat aceste acte, dar nici cine este vizat în dosar. Nici oficialii Ministerului Culturii nu au dorit să comenteze subiectul, potrivit G4media.ro. În intervalul vizat de procurorii anticorupție, adică din 2014 până în prezent, Ministerul Culturii a încheiat mai multe contracte pentru servicii de pază. Spre exemplu, cu una dintre companii ar fi semnat, prin atribuire directă, un contract de aproape 14.000 de euro fără TVA în noiembrie 2017. De-a lungul celor 5 ani luați acum la puricat de DNA, pe la vârful Ministerului Culturii au trecut mai mulți miniștri. Anul 2014 îl prindea pe Gigel Știrbu în fruntea instituției, dar acesta avea să părăsească funcția rapid cu ocazia formării guvernului Ponta III, când la șefia culturii venea Kelemen Hunor. Nici acesta nu rezistă prea mult, pentru că în același an avea să-i cedeze postul lui Hegedus Cila. După doar o lună, Ionuț Vulpescu de la PSD venea ministru culturii în guvernul Ponta IV. După tragedia de la Colectiv, Vlad Alexandrescu era numit ministru al culturii, Corina Șuteu a preluat mandatul pentru finalul guvernării tehnocrate. De-a lungul guvernelor PSD instalate după alegerile generale din decembrie 2016, Ionuț Vulpescu, Lucian Romașcanu, actorul George Ivașcu și în prezent Daniel Breaz au preluat rând pe rând mandatul de ministru al culturii.
Furături și zarzavaturi pentru iarnă preparate după rețete tradiționale. Totul va fi bine pus în cămara unui spital din Sibiu care vrea să-și hrănească pacienții cât mai sănătos. Au fost pregătite deja salate cu ardei gras, cu roșii și pastă de ardei capia, iar acum este timpul pentru pus varza la murat. Spitalul a făcut provizii de aproape 800 de kilograme de legume. Prima dată o curăț. Le aducă. Scobim aici cotorul. Tradițional, da, și ca să mănânce și bolnavi, să avem de sărbători. Bucătăresele Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu pun la murat 400 de kilograme de varză pentru sarmalele de Crăciun, dar și pentru alte mâncăruri de iarnă. Bucătăresele s-au apucat de conservele pentru iarnă de aproape o lună. Au pregătit și zarzavaturi pentru ciorbe și tocănițe. Cămara plină, da, pe deasupra că punem varză și alte murături, mai punem pastă de ardei pentru tocană, pentru ciorbă. Îi dă un gust deosebit, deci sunt ca acasă. Plus ardeiul de salată cu roșie. Conserve, legume conservate pentru iarnă. Am pregătit o pastă de ardei care o adăugăm la supe și la mâncărurile gătite în bloc alimentar ca să îmbunătățim aportul de nutrienți și minerale și aspectul mâncării, având în vedere că cei mai mulți dintre bolnavii noștri au o lipsă a poftei de mâncare. Cu astfel de legume conservate ultra sănătos, pacienții spun că mâncărurile sunt chiar mai gustoase decât cele de acasă. Mai bună, da, da. Foarte bună, asistente excepționale, infirmierii la fel, doctorii la fel, fiindcă ăsta e tratamentul tebecistului. Conservele pentru iarnă pregătite în bucătăria spitalului aduc și economii bugetului instituției. Pacienților spitalului nostru încercăm să le oferim pe tot parcursul anului un meniu sănătos, o alimentație care să asigure aportul necesar de calorii și nutrienți. De aceea, pe tot parcursul anului și la toate meniurile, încercăm să introducem fructe și alimente de sezon, precum și alimente pe care le conservăm în fiecare toamnă de către bucătăresele noastre. Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu are lunar aproximativ 300 de pacienți internați. Aceștia primesc zilnic 3 mese principale și 2 gustări. Românii sunt extrem de inventivi, mai ales când vine vorba despre jumbuși lucruri prin care să facă bani fentând legea. Mai mulți români și-au deschis o afacere cu permisă de conducere eliberată în Anglia. Contra unor sume de bani, românii garantează obținerea permisului de conducere, exact cum se făcea în Argeș în vremurile bune. Ce făceați cu el? Cum a venit ideea să falsificați permisele? După scandalurile iscate în țară pe seama permiselor false cumpărate, a devenit tot mai greu pentru tinerii care vor să obțină carnet de șofer să găsească persoane cărora să le dea șpagă pentru a scăpa de griji. Și pentru că nu-și mai pot cumpăra permisele de conducere de la sursă, au început să găsească oferte pe internet. Problema e cum doriți dosarul, vreți cu tot, cu fișe medicală, cu psihologic, cu dosarul cap. Da, bineînțeles, da, cu fișe medicală, cu tot ce trebuie. Am înțeles, da. Și programarea la clinică, să cum se face, cum se face, de rest ne ocupăm noi de tot. Permise de conducere din Marea Britanie dobândite legal prin școala de șoferi. Oferim ajutor pentru pas garantat la sală și traseu. Așa sună un anunț postat de români pe diferite site-uri din Anglia, dar și pe unele grupuri de români stabiliți în Marea Britanie. Cazul a fost semnalat de către un angajat al MAI. Constat că tot mai mulți dintre adepți devin posesori de permise de conducere după ce identifică anunțuri pentru școlile de șoferi din afară. Am înțeles că marocanii sunt cei mai buni profesori de legislație. Cei drept în România, prețul cursurilor ce trebuie urmate pentru a deveni posesor de permis de conducere este de doar câteva sute de euro, în comparație cu 1200 de lire cât ajunge pachetul bază în UK. Ultimul scandal monstru cu permise auto măsluite a avut loc în acest an în Giurgiu. Atunci, șeful de la permise auto Giurgiu și primarul unei localități din județ au fost reținuți pentru că ar fi luat 500 de euro de la fiecare elev care dorea să devină șofer, chiar dacă nu avea abilitățile necesare. Un caz similar a avut loc în urmă cu mai mulți ani în Pitești. Mai multe vedete și chiar primari au obținut permise de conducere pe sub mână după ce au dat șpăgi de sute de euro.
4 ori pe zi. Am revenit, doamnelor și domnilor, și avem o informație de ultim moment. Este alertă la Orșova după ce o embarcațiune cu numai puțin de 20 de copii s-a răsturnat pe Dunăre. Încercăm să obținem mai multe informații despre ce s-a întâmplat mai exact. Intrăm în legătură telefonică directă cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Raluca Târcă este în direct cu noi acum. Bună ziua! Bună ziua! Ce informații aveți, doamnă? Aș dori să încep prin a vă spune că toți copiii sunt în siguranță. În acest moment s-a desfășurat în municipiul Orșova, pe studiul Dunărea, festivalul Bărcile Dragon. În timpul acestui festival, o barcă cu 20 de copii s-a răsturnat, însă pompierii și polițiștii de frontieră, prezenții la locul evenimentului, cu două embarcațiuni, au intervenit de urgență pentru salvarea acestora, toți copiii fiind scoși la mal în siguranță. Un singur copil, în vârstă de 14 ani, a suferit un atac de panică, însă a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMOT. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Mehedinți, Raluca Târcă. Și mergem mai departe cu informații externe. Confuzie totală în cazul Brexit, la doar câteva ore de la decizia Camerei Comunelor, potrivit căreia Brexitul nu va mai avea loc pe 31 octombrie. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a trimis încă o scrisoare în care a spus că dorește amânarea. Anterior, prim-ministrul britanic nu semnase epistola adresată Uniunii Europene pentru a cere amânarea Brexitului, susțin surse din cadrul serviciilor acestuia, citate de presa internațională. Premierul britanic pare că nu acceptă o înfrângere usturătoare, deși Parlamentul a decis în urma unui vot istoric o nouă amânare a Brexit până pe 31 octombrie. Boris Johnson s-a răzgândit. Premierul a trimis o a doua scrisoare în care a specificat că nu vrea această amânare. Mai mult, Johnson susține că ar fi fost constrâns să o solicite după decizia Parlamentului, totul după ce a mai trimis o epistolă formală prin care cerea amânarea Brexit, după cum a anunțat Donald Tusk, președintele în funcție al Consiliului European. I will not negotiate a delay with the EU. And neither does the law compel me to do so. Reacțiile după acest vot nu au întârziat să apară. O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a declarat că depinde acum de guvernul britanic să facă următoarea mișcare după evoluțiile din Camera Comunelor. Votul în legislativul britanic s-a desfășurat în timp ce pe străzile Londrei mărșăluiau aproape 1 milion de oameni. La peste 3 ani de când Marea Britanie a decis printr-un referendum cu 52% la 48% să fie prima țară care părăsește proiectul european, Johnson a încercat să câștige sprijinul legislativului britanic pentru tratatul de divorț și a eșuat. Un tânăr de 26 de ani din Marea Britanie a fost condamnat după ce a urmărit pe stradă o fată de 19 ani și a atacat-o cu un cuțit. Agresorul va sta 7 ani după gratii. Camerele de supraveghere stradale l-au surprins pe tânăr înainte să o atace pe fată. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere stradale au surprins momentul în care agresorul, în vârstă de 26 de ani, urmărea o fată. Agresorul a mers după ea pe mai multe străzi, foarte atent să nu fie de conspirat. Când a prins momentul optim, a atacat-o pe tânăra de 19 ani cu un cuțit. Totul s-a produs aproape de un parc din orașul Plymouth, potrivit publicației Daily Mail. Judecătorul l-a condamnat pe individ la 7 ani de închisoare, fără posibilitatea de a fi eliberat decât după ce execută 2/3 din pedeapsă. În plus, magistratul a precizat că raportul psihiatric al tânărului lui este tulburător. Agresorul a afirmat inițial că nu știa nimic din relele făcute și nici de ce a atacat-o pe fată. Tânăra a declarat că atacatorul i-a spus de mai multe ori trebuie să te omor. Din fericire, fata a scăpat din mâinile agresorului și a reușit să fugă, așa că a scăpat teafără. O femeie încântată de trupul ei a primit interdicție pe viață după ce a făcut o ședință foto pe o navă de croazieră. Femeia și-a pus viața în pericol ca să fie imortalizată într-o poziție inedită, așa că echipajul a decis că ea nu va mai urca niciodată la bordul navelor companiei respective.
Pasagera se afla în vacanță pe un vas de croazieră de lux când a decis să facă o ședință foto de-a dreptul șocantă, anunță publicația The Independent. Femeia și-a rugat partenerul să o fotografieze în timp ce atârna de o balustradă a navei de croazieră care aparține firmei Royal Caribbean. Un alt pasager a văzut ce se întâmplă și a alertat marinarii. La începutul acestei săptămâni, pe vasul Lure of the Seas, un oaspete a fost observat cum poza într-un mod neglijent și periculos, stând pe balustradă, ajutată fiind de prietenul ei. Securitatea a fost notificată, iar oaspeții au fost debarcați mai târziu în Falmouth, Jamaica, ca urmare a acțiunilor lor și acum le este interzis să navigheze pe viață cu Royal Caribbean, a declarat un purtător de cuvânt al companiei navale. Pasagerul care a văzut fotografiile a admis că poziția aleasă de femeie a fost una periculoasă și că aceasta s-a comportat absolut prostesc. Accident teribil în Siberia. Cel puțin 15 oameni au murit după ce barajul unei mine de aur din regiunea Krasnoyarsk a cedat. Autoritățile ruse spun că nici nu știau de existența acestui baraj construit fără respectarea normelor de siguranță. Accidentul s-a produs la bazinul unei mine de aur de pe râul Seiba, în apropiere de localitatea Scetinkino, în jurul orei locale 6. Potrivit presei locale, barajul a cedat cel mai probabil din cauza ploilor abundente din regiune, iar apa a inundat barăcile muncitorilor. Aproximativ 270 de persoane erau angajate la această exploatare minieră. Potrivit presei ruse, 15 persoane au murit, 14 au fost duse la spital, în timp ce alte 6 erau date dispărute la mai bine de 12 ore după producerea tragediei. 3 dintre cele 14 persoane internate se află în stare gravă. Potrivit oficialilor ruși, barajul fusese construit fără respectarea regulilor de siguranță în domeniu, iar autoritățile pretind că nici nu știau de existența lui. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că președintele Putin a dat ordin ca familiile victimelor să primească asistență și a cerut identificarea cât mai rapidă a cauzelor acestui accident. Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală pentru încălcarea normelor de siguranță. Știrile orei 12 se opresc aici, rămâneți pe B1 TV și nu ratați la fix Toc B1 cu Irina Petraru.